Zeloanii care au emigrat în orașul american Chicago sunt în focurile pregătirii pentru o nouă ediție a 11-a zilelor Zaleului la Chicago. Evenimentul va avea loc duminică 27 iulie într-un parc din oraș și se va desfășura sub forma unui picnic la care sunt așteptați toți zăleoanii și nu numai care trăiesc acolo. Sărbătoarea, care anul acesta are loc concomitent cu zilele Zaleului, va combina muzica românească, asigurată de câteva trupe invitate să cânte acolo cu bucatele tradiționale. Mititeii, preparatele la grătar și berea la halbă vor fi oferite de Biserica Nașterea Domnului din Chicago, iar organizatorii vor pregăti și ei tradiționalul gulaș, cârnați la grătar, fasole cu ciolan, langoș, dar și prăjituri asigurate de Ovi Transylvanian Bakery, patiseria deschisă la Chicago de zeloanul Ovidiu Pop.